În realizarea acestor obiective vor fi implicate o mașină autospecială de amorsaj, respectiv în primă fază, ca să le pun într-un șir logic, este mașina de frezat care ajustează suprafețele pe care urmează să se turna asfalt, urmată de mașina de amorsaj și de îndreptare a capetelor, repartitorul de asfalt, cilindru compactor și camioanele care vor aduce de la stația de asfalt asfaltul cald la locul turnării.